În această săptămână a început pe drumul național 57 în zona Berzeasca montarea grinzilor prefabricate necesare finalizării suprastructurii polatei care va proteja șoseaua în zona cu alunecări de stânci de pe versant. În total vor fi ridicate 110 grinzi în cadrul lucrărilor de construire a polatei care va proteja drumul de pe clisura Dunării de posibilele căderi de roci de pe versant. Lungimea polată este de 110 metri la care se adaugă un sistem de ziduri de reținere pentru protecție suplimentară, până la o lungime de peste 200 de metri. Pe drumul național 57, în zona Berzeasca, a început montarea grinzilor prefabricate necesare finalizării suprastructurii polatei. Restul lucrărilor de consolidare sub formă de ziduri de retenție, de gabioane, plase active și pasive, respectiv bariere, au fost finalizate. În total vor fi ridicate 110 grinzi în cadrul lucrărilor de construire a polatei, care va proteja drumul de pe clisura Dunării de posibilele căderi de roci de pe versant. Stadiul lucrării este de aproximativ 85%, previziunile constructorului fiind că construirea polatei se va termina până la finele acestui an. După finalizarea lucrărilor, vehiculele vor circula prin interiorul polatei, fiind asigurată o cale cu câte o bandă pe sens și trotuar. Acum, traficul în zonă este dirijat cu semafor, existând timp de așteptare în funcție de operațiunile de ridicare a grinzilor. Lungimea polatei este de 110 metri, la care se adaugă un sistem de ziduri de retenție pentru protecție suplimentară până la o lungime de peste 200 de metri. Alunecările de stânci pe drumul național 57 au creat în repetate rânduri probleme în trafic, afectând inclusiv turismul în zonă. Cum se circulă? Așa, cu semafor, bă. Am intrat pe verde, semaforizat. Da. Erau alunecări de teren, picau stânci de aici. A fost, da. E bine că se face construcția asta, să nu mai... E bine, că ajută? E bune. Crezi că ajută? Deci, înțeleg, mai e discola mare. Da, ce-n drum? Da. E regulă. Porțiunea aceasta care se lucrează, restul... Dar era periculos pe aici, cu stâncile? Era. Crezi că ajută construcția aceasta? Da, sunt convins. Sunt convinsă că o să meargă și mai bine. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, până la sfârșitul acestui an lucrările vor fi finalizate. Ultimul an, mobilizarea pe care a realizat-o MRS-ul, firma care execută lucrările, dă roade. Se lucrează la cea polată, un tunel artificial, să zicem, care să protejeze circulația pe o lungime de 110 metri împotriva alunecărilor ulterioare de teren. Adică este vorba despre o construcție din beton armat care se face sub formă unui tunel care va fi acoperit după aceea de pământ sau de roca care a fost extrasă de acolo și va forma un plan înclinat astfel încât dacă mai cad bolovan sau stânci din munte, să alunece peste tunel, adică să nu cadă pe tunel, să-l distrugă și să alunece undeva înspre Dunăre. Deci lucrarea chiar acum o înțelegem și noi, nu știu de ce nu s-a aplicat această tehnologie de la început, pentru că am fi avut cu siguranță o altă perspectivă în circulația pe DN57. A fost afectată, practic, comuna de aceste... A fost afectată, mai ales în perioada sezonului estival, când turiștii de multe ori aveau informația că drumul este închis și ne ocoleau tocmai datorită acestei drumuri. Acum asta este. Acum adevărul se vede, se circulă, este semaforizat, deci nu este întreruptă circulația și chiar nu mai este pericol acum.